Pandemia ha creato effetti differenti in domeniul imobiliar față de restul domeniilor economice. Se pare că în ultimul an severinenii au investit mai mult în imobiliare, cei mai mulți dintre ei deținând integral banii necesari cumpărării. În general, sunt persoane care consideră domeniul imobiliarelor drept o investiție și cumpără pentru a închiria pe viitor acele apartamente sau garsoniere. Și mai sunt persoane care doresc să se mute la o locuință mai spațioasă. Astfel de persoane sunt dintre cele care au lucrat în străinătate și au venit cu bani în țară, pe care îi investesc în imobiliare. Se pare că și severinenii fac parte din această categorie, iar în perioada pandemiei au cumpărat imobile ca pâinea caldă. Înainte de pandemie, prețurile au stabile. Curios este că în timpul pandemiei și chiar acum prețurile au crescut. Chiar au crescut bine, nimeni nu s-a așteptat la acest lucru, dar se pare că pandemia nu i-a afectat pe cei care vor să cumpere și pe cei care vor să vândă. Deoarece prețurile au crescut într-una și încă vă spun că și acum sunt într-o ușoară creștere de la începutul anului. Experții imobiliari se așteptau ca prețurile imobilelor să scadă drastic, însă nu a fost deloc așa. Din contră, s-a observat o creștere a acestora. Îndrobeta Turnu Severin în continuare, zona centrală a rămas cea mai scumpă din municipiu.